Ziua și bine v-am regăsit! Cartea e mai scumpă decât orice comoară. Din păcate, nu toți au posibilitatea să achiziționeze cărți. O hunedoreancă vine în sprijinul acestora. Haideți să o cunoaștem pe Sonia Spătariu. S-a născut în județul Hunedoara, dar s-a stabilit aici acum mulți ani. A îndrăgit mereu cartea, dar a aflat că nu oricine are acces la așa ceva. Așadar, în urmă cu ceva timp, a pus pe picioare un proiect de strângere de carte pentru copiii care provin din familii cu resurse financiare modeste. Mai multe despre acest proiect, dar și despre cine este Sonia Spătariu, vom afla chiar de la ea. Cum a ajuns doamna Sonia de prin Vâlcea, Pitești, pe meleaguri hunedorene? Foarte simplu, în anul întâi de facultate l-am cunoscut pe soțul meu, eram colegi de grupă la TCM. Amândoi. E o poveste un pic ciudată. În primii doi ani de facultate n-am frecventat aceleași grupuri, ba pot să spun chiar nu ne-am suportat, ne evitam. Datorită unei restanțe la rezistența materialelor la care ne-am întâlnit și la care am suferit împreună așteptând rezultatele, ne-am apropiat, iar la sfârșitul anului 4 de facultate ne-am căsătorit. El hunedorean, în Hunedoara încă se ducea o viață bună, în sensul că fostul combinat siderurgic oferea locuri de muncă și salarii bune în comparație cu alte fabrici. În plus, Piteștiul din care sunt eu era un oraș închis, deci nu era posibil să primești repartiție guvernamentală acolo, așa că am ales să venim la Hunedoara. De fapt, eu nici nu am lucrat la Hunedoara, am lucrat la Călan. Tot la combinat. Câți ani? Am lucrat până în 1999, deci 13 ani. Ca inginer mecanic. Iar apoi? Apoi, când totul a început să se prăbușească, ne-am gândit că ar trebui să ne reorientăm și am încercat tot felul de joburi. Soțul meu în asigurări, lucrează și acum în asigurări. Eu am încercat pe partea de vânzări, nu mi-a plăcut foarte mult. Am încercat la o multinațională, la Drexel Mayer, nici acolo nu mi-a plăcut foarte mult și printr-o întâmplare fericită am ajuns la actualul meu loc de muncă, unde fac grafică. Spun o întâmplare fericită pentru că o prietenă m-a recomandat. Eu, în grupul meu de prieteni, eram considerată cea mai bună la calculatoare, făceam editare video, făceam editare foto și ei s-a părut că aș fi potrivită în acel loc de muncă. Am mers la interviu și acolo am constatat că nu știam aproape nimic din ceea ce ar fi trebuit să știu, dar cel care m-a angajat mi-a oferit o șansă. Mi-a spus, uite, tu ești ingineră ca și mine. Noi am fost învățați să facem tot felul de lucruri. O să te rog să nu spui că este greu și nu te descurci, o să spun eu
când va fi cazul, dacă nu te descurci. Și așa am rămas acolo. Într-o săptămână am avut contractul de muncă semnat și nu pentru că aș fi știut cu mult mai multe lucruri după o săptămână, și pentru că am învățat foarte repede. Am avut norocul să prind imediat o campanie electorală și a fost așa ca și cum îl arunci pe un copil mic într-un bazin cu apă și îi spui în noată, deși el nu știe. A trebuit să mă adaptez și să mă descurc din mers. După acea campanie electorală pot să spun că mi-am început jobul așa cum trebuie, cunoscând aproape tot ce ar trebui să știu, pentru că nici astăzi nu știu tot ce ar trebui să știu. Tot timpul ai ceva nou de învățat, tot timpul apar lucruri noi. Dar pot să zic că e jobul vieții mele. Deci este lucru pe care mi l-am dorit întotdeauna și pe care am crezut că niciodată n-o să-l ating. De cât timp lucrați acolo? De 7 ani. În timpul liber, Sonia face filmări și fotografii la nunți. De asemenea, are un blog unde îi place să își aștearnă gândurile. În timpul liber mai am un job, ba chiar două. Am o afacere de familie, foto și video la evenimente. Am un blog de care mă ocup și scriu și pentru alte bloguri. De când ați început cu blogul? Cu blogul de acum... Cum ați descoperit în lumea asta? De acum 2 ani. Deci eu cunoșteam lumea blogurilor de 7-8 ani. Fica mea, având un blog, din curiozitate și poate mai mult ca să văd în ce anturaj se învârte, am început să citesc bloguri. M-a fascinat modul ăsta de comunicare, dar tot timpul mi-am imaginat că este un lucru pe care îl fac doar cei foarte tineri și că este așa un domeniu în care numai ei pot să se manifeste. Dar începând de acum 3 ani, pentru că mai comentam pe unele bloguri, multă lume foarte tânără a început să-mi spună, dar de ce nu scrii și tu? Am refuzat la început până și ideea asta. Și în vacanța de iarnă de acum 2 ani mi-am făcut un blog. L-am numit Blog de Iarnă. Acela a fost blogul meu. De ce? Am spus eu și așa nu am foarte mult timp. Voi scrie în lunile de iarnă când n-am o activitate așa de intensă și după aceea o să moară. Și ce scrieți pe blog? Sau ce este un blog personal, deci opinii, recenzii literare despre viața cu zi cu zi. Între timp am trecut pe domeniul propriu, blogul nu se mai numește Blog de Iarnă, se numește Anotimpuri, pentru că am constatat că scriu la fel de bine și iarna și vara, indiferent cât timp am. Am cunoscut oameni de vârsta mea sau poate și mai în vârstă, care scriu și au bloguri. Am cititori foarte tineri, chiar elevi de liceu. Deci pot să zic că am cititori de toate vârstele și din toate domeniile de activitate. De la blog a pornit și un proiect foarte interesant, Semn spre carte. La sfârșitul anului trecut, când mă gândeam deja să trec pe domeniu propriu, m-am gândit, ok, trec pe domeniu propriu, dar pentru ce? Participasem la un concurs de blogging și am constatat că nu este un lucru care să-mi placă și care să mă pasioneze și pe care să doresc să-l mai fac și altădată, deși am câștigat câteva premii destul de importante, dar să promovezi produse este ok dacă tu crezi în ele, dacă le folosești, dar să scrii pe bani despre orice și oricum, am spus că nu este o chestie pe care să îmi doresc să fac. Și totuși, în jurul blogului meu se crease o comunitate
Cam câți cititori aveți pe blog? 500, 600, depinde în perioadele în care, în care scriu, în care postez un articol. În perioada aceasta postez destul de rar, cam o dată pe, pe săptămână, dar au fost perioade în care am postat și 4-5 articole pe, pe săptămână. Deci traficul ține și de faptul dacă vii cu un post nou sau, sau nu. Și atunci am spus, ok, trec pe domeniu propriu. Între timp am primit cadou un domeniu propriu de la un blogger din București care a fost impresionat de unul dintre articolele mele. Dar ce fac cu blogul ăsta? Să scriu numai de dragul de a scrie, mi s-a părut așa o chestie inutilă. Și pentru că aveam comunitatea asta și pentru că între timp descoperisem internetul și comunitățile de pe internet cu bune și rele. Nu știu dacă știți, în comunitățile astea adeseori sar scântei, lumea se aprinde, fiecăruia îi se pare că are adevărul absolut și nu lasă nimic de la el. Dar pe de altă parte am văzut și acțiuni care au salvat vieți și lucruri deosebite care s-au întâmplat. Și atunci am zis, pentru că scriam și recenzie de carte, pentru că fac parte și din un club literar de pe internet, am zis hai să încercăm să, să facem ceva. Și am venit cu ideea acestui, acestui proiect. Mai întâi nici n-am scris foarte detaliat despre ce se va întâmpla. Am cerut numai părerea cititorilor și i-am întrebat dacă ar dori să se implice. Și răspunsurile au fost multe și, și pozitive. Iar ce s-a întâmplat după aceea a fost într-adevăr pe măsura acelor răspunsuri. Când a demarat proiectul și despre ce este exact vorba? Deci proiectul a demarat la începutul lui ianuarie anul acesta. Ne propusesem împreună cu cei din jurul meu să adunăm 500 de cărți și să le dăruim unor copii care vor să citească, dar care nu au posibilități materiale. Acum aici e o întreagă discuție. Auzim în fiecare zi, copiii din ziua de astăzi nu mai citesc, numai pe tabletă, numai pe, pe telefon, nici nu prea mai sunt înnebuniți după școală. E o chestie pe care eu nu agreez. Mie nu-mi place să aud tânăra generație va duce țara de, de râpă. Eu cred că e lumea lor. Deci tuturor tinerilor pe care îi cunosc, acest lucru le spun, este lumea voastră acum și voi trebuie să o duceți mai departe. Sonia a aflat poveștile impresionante ale unor copii care și-ar dori să citească, dar cărora părinții nu își permit să le cumpere cărți și a propus să îi ajute. Întâmplător sau poate nu, auzisem câteva povești care m-au impresionat foarte mult. Despre o elevă din Deva, o colaboratoare de la serviciu mi-a povestit, care este dintr-o familie cu un singur părinte care nu are niciun venit și cu toate astea este o elevă de, de nota 10. Fiica mea de la Timișoara îmi povestise despre un băiețel care își dorea o singură carte de Jules Verne, pentru că pe toate celelalte le citise. Elev în clasa 6-a, un copil care își făcea lecțiile într-un dulap de haine, pentru că acolo era singur loc în care a putut să, să îi se amenajeze un birou. O altă prietenă de-a mea, de la Centru de Copii Rudolf Steiner de aici, din Hunedoara, pasionată de, de munca ei, tot timpul mi-a povestit despre copiii cu care lucrează, despre faptul că se pregăteau să pună în scenă o piesă de teatru. Au și realizat lucrul acesta la Deva, a fost Micul Prinț și a fost un spectacol emoționant. Deci cumva am primit tot felul de, de informații care îmi spuneau sunt copii care ar vrea, dar care nu au o carte. Cineva din Buzău, dintr-o comună, Gura Teghi, îmi spunea copiii ăștia, singura carte pe care au primit-o este cea de la, de la școală. Părinții lor nu au posibilitatea să, să le cumpere. Locuind la țară, posibilități mai puține de distracție, ar pune mâna pe o carte și ar citi, dar nu au ce.
Și atunci deci v-ați gândit... Lucrul ăsta m-a încurajat și am spus, uite, hai să pornim proiectul ăsta, deci nu-l consider proiectul meu, nu l-am considerat de la început și am zis să-l putem sprijini fiecare cum putem, fie că scriem pe blogul propriu să-l popularizăm, fie că donăm o carte, fie că găsim un copil către care să meargă această carte, sprijinul fiecăruia este important și își are locul lui. Și așa am pornit. M-au sprijinit mai întâi colegii mei de la servici, deci în momentul în care am lansat proiectul, eram tot în vacanță și șeful meu a fost primul care mi-a scris că o să mă susțină necondiționat, lucru care s-a și întâmplat. Iar apoi au început să sosească pachete de peste tot. Primele cărți le-am cumpărat din bani personali și am rugat-o pe o blogăriță din Baia Mare, care știam că este implicată într-o mulțime de campanii umanitare, să fie ea cea care face acest dar de carte. Acea lucrurile au mers simplu. S-au implicat în acest proiect oameni de unde? Din ce părți ale țării? Din toate părțile țării. Deci pe pagina noastră de Facebook și pe grupul de Facebook avem chiar o hartă în care am punctat localitățile din care s-au trimis cărți și localitățile în care au ajuns cărți, de la Târgu Jiu, unde o elevă de clasa 12 a fost cea care a popularizat proiectul aia în școală, până la Bacău, unde o blogueriță s-a luat pe cont propriu acțiunea, eu i-am trimis numai semnele de carte, i-a adunat peste 100 de cărți de la prietenii ei și le-au dus la un centru de deplasament. La București este una dintre blogherițele care cu care am colaborat când am scris un proiect pentru Idei în țara lui Andrei. Din București m-a ajutat foarte mult o blogheriță din Timișoara, deci din toată țara am avut ajutoare și un feedback pozitiv și cărțile au ajuns în cele mai diferite locuri. Din păcate, implicarea hunedorenilor în acest proiect a lăsat de dorit. Din județul Hunedoara s-au implicat? Din județul Hunedoara mai greu și mai târziu. A fost așa un fel, nu pot să spun durere. O mică dezamăgire. Poate suntem puțini cei care scriem pe bloguri. S-au implicat foarte mult colegii mei de servici, toți colegii mei de servici, și s-au implicat și la modul popularizare și la modul depistare cazuri de copii care au nevoie de cărți și au donat efectiv cărți. Acum am avut așa o surpriză foarte plăcută cu premianții fără premii. Dan Tertejman nominalizat pentru una dintre ediții și i-a rugat pe cei care vin acolo să vină cu o carte în mână. Încă n-am apucat să le inventariez pe toate, dar s-au adunat probabil în jur de 200 de volume și am fost contactată ulterior de alți oameni care mi-au spus că și-ar dori să doneze. Deci cred că o să se miște și hunedorenii. Nu cred că e vorba de nepăsare sau de răutate. Eu nu cred că noi oamenii suntem nepăsători și răi. Cred că informația nu a ajuns la ei. Am considerat întotdeauna că putem fi buni dacă cineva de lângă noi face ceva. Deci eu am văzut, când cineva face ceva, întotdeauna cei din jurul lui se unesc și ei se alătură. Poate trebuie o scânteie care să pornească lucrurile. Câte cărți s-au strâns de la început? Deci până acum am donat în jur de 1000 de volume, deci am dublat numărul pe care ni le-am propus. Ne-am propus ca până la sfârșitul anului, deci am recalculat totul și am spus să donăm în jur de 1500. Cred că vor fi mai multe, deci la premianții fără premii am adunat în jur de 200. Eu mai am
încă în jur de 100 de volume. Două blogherițe, una din București, una din Brașov, mi-au spus că și ele peste vară au adunat cărți. Și sunt convinsă că vor fi și alți oameni care vor dona în continuare. Unde au mers cărțile și unde vă doriți să mai meargă în continuare? Așa, sunt o mulțime de cazuri. V-am povestit de băiețelul din Timișoara. Un alt caz impresionant este al unei fetițe dintr-un sat de lângă Timișoara, o familie cu 6 copii. Nu aveau nici televizor, nici telefon, nici calculator. Acum au un calculator primit de la cineva. Am și o scrisoare de la acea fetiță. După ce i-am trimis cărțile, mi-a scris. Ce m-a impresionat și ce m-a bucurat foarte mult, după ce am făcut publică cu acordul părinților ei acea scrisoare, foarte multă lume s-a mobilizat. O domnișoară din București, de exemplu, a cumpărat pentru toți cei 6 copii de Paști hăinuțe noi. Dulciuri, încă păstrăm legătura cu acea familie și pe lângă cărțile pe care le trimitem, mi-am ajutat exact așa cum am putut și cum am simțit la un moment dat. Foarte multe cărți am donat aici la Rudolf Steiner. Copii cu dizabilități psihice, dar care au o disponibilitate pentru frumos, care pe mine m-a fascinat. Deci nu mi-am imaginat nicio clipă. Bănuiam că dacă cineva lucrează cu acești copii, va descoperi în ei sâmburele acela de frumos. Copii care s-au bucurat de cărțile pe care le-au primit, cum nu am văzut pe nimeni bucurându-se de o carte și care le prețuiesc într-un mod absolut incredibil. Au mers cărți în foarte multe locuri, la școli, din sate, unde o învățătoare sau o profesoară cu greu a încropit o bibliotecă, de cele mai multe ori din bani personali. Proiectul continuă odată cu începerea noului an școlar. În primul rând vreau să donez aici în Hunedoara la o asociație a copiilor romi. Am luat legătura înainte de vacanță cu doamna care se ocupă de ei. Mi-a trimis o listă cu copii și cu vârstele lor. Nu poți să dăruiești orice carte. Tot timpul am vrut să ajungă cărțile acolo unde trebuie, nu cineva să o ia și să o arunce, și să fie o carte potrivită vârstei. Am încercat să ne amintim ce cărți citeam noi la o anumită vârstă. În grupul de oameni care m-au ajutat sunt dascăl de limba română, care ne-au spus, uite, asta ar fi potrivit pentru vârsta lor. La Brașov vor merge, este un centru de zi. Acolo s-a mai făcut o donație. A fost impresionant, 30 ceva de copii în centru acela. Au primit cărțile și au întrebat când trebuie să le dăm înapoi. Și au fost foarte bucuroși să afle că nu trebuie să le dea înapoi și că vor veni cărți. Tot timpul ne organizăm din mers. În ultimul articol de pe blogul meu am anunțat că din 15 septembrie vom relua acțiunea. Va fi popularizată prin articole legate de prima zi de școală a fiecăruia dintre noi și în finalul articolelor vom invita oamenii să se implice, să ne semnaleze cazuri și să doneze cărți. De ce este important să citim? Ce înseamnă cartea în ziua de astăzi? E o întrebare complicată. Eu am participat și la un concurs cu tema asta și sunt atât de multe lucruri de spus. Cartea este o lume, o altă lume. Trecem peste faptul că îți dezvoltă vocabularul, că afli lucruri pe care nu le-ai putea
afla. Eu zic că citind o carte te duci într-o altă lume, îți dezvolți tu imaginația, afli o mulțime de informații noi, îți dezvolți vocabularul, citind înveți să vorbești și poate să scrii tu la rândul tău. Deci pentru mine cartea este o lume, o altă lume. Și uneori poate e bine să fugi din lumea asta care este așa cum este și să te duci undeva unde lucrurile sunt altfel.